Conform unei hotărâri de Consiliu Local din 2019, primăria Făgărași are posibilitatea de a supraimpozita anumite clădiri din oraș care sunt într-o stare de degradare avansată, iar proprietarii nu fac nimic pentru reabilitarea acestora. Aproximativ 200 de construcții au fost verificate în anul 2019, constatându-se că 70 dintre acestea se află într-o stare avansată de degradare, în paragină. Sunt insalubre sau cu fațada nereparată sau necurățată, în unele cazuri netencuită sau nezugrăvită, ori cu geamurile sparte. Doar 4 dintre proprietarii clădirilor aflate în stare de degradare au răspuns solicitărilor transmise de primăria Făgăraș și au demarat sau finalizat lucrări de reabilitare anul trecut. Astfel s-a renunțat la aplicarea impozitului majorat prin hotărârile Consiliului Local din luna decembrie 2019. În cazul altor construcții, proprietarii nu au luat nicio măsură pentru remedierea stării tehnice constatate de comisia responsabilă. Astfel, un imobil situat pe strada Republicii este supraimpozitat cu 300%, o clădire de pe strada Andrei Mureșanu cu 400%, iar două construcții de pe strada Negoiu, respectiv Titu Perțea, cu 500%. În anul 2021, în funcție de expirarea termenului pus în vedere, urmează să fie supraimpozitate și alte clădiri, dacă proprietarii nu vor răspunde solicitărilor. Conform hotărârii de Consiliu Local, persoanele somate au la dispoziție 6 luni pentru a începe lucrările de întreținere necesare. De această hotărâre nu sunt scutite nici clădirile care sunt în proprietatea sau coproprietatea municipalității. Având în vedere acest lucru, municipalitatea a demarat reabilitarea 2 din cele 4 clădiri degradate pe care le are în proprietate sau în coproprietate. La fosta unitate militară din cartierul Tudor Vladimirescu sunt executate lucrări de modernizare în regim propriu. Clădirea de pe strada Republicii numărul 27 se află în reabilitare, a fost schimbat acoperișul, refăcută fațada din interiorul curții, iar anul acesta vor începe lucrările la fața exterioară. După aprobarea finanțării, va începe reabilitarea imobilului în care a funcționat baia comunală, iar lucrările la clădirea de pe strada Bălcescu numărul 53 vor începe imediat după finalizarea proiectării noii creșe, care va fi înființată aici.